acesta pentru a deschide o carte veche, neagră, demodată pentru mulți, pentru că acolo este cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți un nesimțit, dacă asta ați înțeles. Nu. Asta e teorie, Mihai. Dacă nu înțelegeți asta, sunteți îndebitos. Mi s-a pus o lumânare la căpătâi și se scrie RIP, septembrie 2013. Pentru cei care știu limba engleză și pe scurtările, RIP înseamnă Rest in Peace. Odihnească-se în pace. Bine v-am găsit, prieteni, așteptam să vizionăm și finalul, întrucât ați văzut că buzele sunt asortate cu cravata. Într-adevăr, directorul general al Antena 3 a reușit acest lucru, s-a rujat fraților ca să se poată asorta și mai bine la cravată. Astăzi chiar n-am chef de Robert Turcescu. Da? Pentru cei care așteptau iară să-i dau replica, îi trimit pur și simplu la rezultate și atât. Da? Chiar m-am săturat să îi dau replica în fiecare zi, că îi urc mingea la fileu absolut de pomană și n-are sens. Avem alte plăceri astăzi. Cum mâine vom aniversa, practic, Sărbătoarea Națională a României Mediatice, este ziua Varanului, și cum nu le putem da pe toate într-o singură zi, pentru că știți că emisiunea este destul de scurtă, oricât ar fi încercat Turcescu să o lungească, tot mai mult de o oră nu iese, din care 45 de minute doar de vorbărie, deci nu putem unea. Și atunci ne-am gândit să începem un pic de astăzi și, bineînțeles, să prezentăm aceste imagini cu sluga principală a Varanului, Mihai Gâdea. Nu de alta, dar noi putem să-i spunem numele. Noi putem să-i pronunțăm emisiunea, noi putem să-l pronunțăm pe șeful lui, noi putem să-i pronunțăm colegii, ceea ce el nu reușește să facă, pentru că n-are voie. El a difuzat câteva fragmentele dintr-o emisiune de-a noastră, înțeles că sunt câteva minute totuși acolo, 2-3 minute, fără să ne pomenească numele, da? Dar încercând să ne mai apropie un pic de Traian Băsescu, cel care ne-ar fi crescut, cel care ne-a dat lapte, cel care ne-a dus la școală, cel care ne-a adus de la școală și așa mai departe, Traian Băsescu. Bine că nu era after school pe vremea respectivă, că i-ar fi fost greu lui Traian Băsescu chiar pe toate să le facă în același timp. Deci Mihai Gâdea a prezentat câteva imagini, indignat fiind de faptul, probabil că la ei ăsta era ordinul acum, cu Alexandru Arșinel și cu transplantul despre care tot s-a vorbit, înfierându-mă proletar că, domnule, se poate așa ceva, această nulitate, acest cetățean fără niciun pic de idei, fără nicio ideologie, da? Un cap soman și așa mai departe, ce mi s-o mai fi spus în emisiunea respectivă. Am vrut doar să punctăm cu acele imagini pe care le-ați văzut. Pe vremea când el era pastor, da? Se întâmpla acum vreo 5 ani de zile, ați văzut, era o arătare Mihai Gâdea, n-ai fi zis că el, ne zici că l-a ducea de la cules de cartofi sau de la rapiță și îl puseseră la televizor, înjurând, am văzut, făcând dobitoc în stânga și în dreapta, un personaj sub un ropot de aplauze, de aproape că nu s-a mai auzit invectiva de acele aplauze. Dar el nu reușește niciodată să ne spună pe nume. Adică e un război de o lașitate fermecătoare, așa cum zic că se întâmplă la televiziuni, când unii nu pot să facă ceva și dau vina pe alții că de ce ăia pot. Cam asta e ideea, da? Sigur, din considerente, domnule, nu-l putem pronunța pe Banciu, pe Antena 3, pentru că este concurentul nostru și să nu cumva să îl îndârjim, să nu cumva să-i ridicăm prea tare mingea la fileu. Păi eu de ce îl pronunț pe Turcescu? Ce? Eu nu-l ajut pronunțându-i numele în fiecare seară? Că și aseară săracul l-am bătut la fundul gol pe Turcescu. Dar uite, încercăm să-l ajutăm, da? În fiecare seară pronunțând numele, nu foarte mult, dar măcar așa să-l mai ridicăm, că săracul după 10 ani de prime time nu se vede la el. Gâdea, de exemplu, ce nu poate să facă asta? Da? Are niște buze perfecte, ați văzut ceva mai devreme, care s-ar fi sincronizat pe orice derier discret. Da? Chiar și pe al lui Dan Voiculescu. Uitați-vă, ce putea să fie mai perfect această gândire? Ce putea să fie? Uitați-vă puțin la acuratețea acestei imagini. Invit doamnele, sperăm că și Elena Udrea ne urmărește la această oră. Este o lecție de politică, doamnă. Este o lecție de democrație, de eleganță. Pentru că dacă nu ești elegant, nu existi. Nu numai în politică, dar nicăieri. Sper ca doamnele
Claudia Bogicevici, încerc să-mi vină niște nume în minte acum, Aluca Turcan și așa mai departe. Sper că au fost pe fază, dacă nu în direct, măcar acum la această umilă retrospectivă, această umilă preluare, ați văzut că erau toate siglele la un moment dat pe ecran, RTV, Antena 3, B1, încercând și noi totuși să preluăm aceste mișcări, pentru că am fost traduși în fața instanței, înțeleg că și faimoasa Oana Stancu, acest șarpe cu clopoței al televiziunilor din România, m-ar fi făcut, așa, dintr-un poanie de ăsta extrem de lejer, o nulitate absolută, dar tot așa, fără să-mi pronunțe numele, pentru că nu este voie. Mă întreb și eu totuși, dita mai directorul, Dumnezeu antenelor, ăsta este Mihai Gâdea, chiar niciodată nu mă poate înjura pe nume? Foarte interesant, n-a reușit asta până acum și-l invit. Pentru că, până la urmă, un exercițiu de democrație este și ăsta, să-ți asumi. Chiar și această concurență, dar nu tânjim noi la procentele măsluite de Varan. Da? Chiar aș vrea să-l întreb și eu pe Gâdea, mă, tu te simți bine când e finala Ligii Campionilor pe 3 canale în România și tu faci 4 de rating? Bă, nu-ți-e rușine. Bă, nu-ți-e rușine. Deci dacă Steaua joacă mâine finala Champions League, da? 40 de rating în total, toate posturile, că se dă pe TVR, se dă pe Dolce, se dă pe Digi, da? 40 de rating s-ar face să joace Steaua pe 3 canale finala Champions League. Antena 3 este singurul canal din România care își păstrează același rating. Nu-i normal, tată, chestiunea asta. Ar trebui să vă deranjeze și pe voi. Adică, să-ți dau un exemplu, măi Gâdea. Te duci la școală, ești prost bătut în cap la fiecare, în fiecare zi. Și iei notele cele mai mari de fiecare dată. Bă, nu e o mică jenă, totuși, într-un târziu așa, după ce te obișnui cu ele, cu toate, vezi că de fiecare dată... Avem exemple cu toții, da? Oameni care treceau prin școală, cu cât erau mai proști, cu atât notele erau mai mari. Nu mi se pare asta mare laudă. Vreau să văd și eu odată, să fiți și voi afectați. Dar ceva, să se întâmple ce? Așa, să apăsăm pe niște butonașe și după aia să ne mândrim. Păi, dacă ești atât de tare, spune-mă că eu sunt un nenorocit pe lângă tine. Da? Noi suntem niște nimeni. Da? Spune și mie, uite bă, ăla cu tare, cum să înjur pe cineva? Când tu te pretinzi, da, revoluționarul națiunii. Da, anti-Băsescu, să salvezi țara de băsiși, să îi arunci pe toți, să aduci civilizația, să aduci cinstea și omenia. Da? Voi sunteți oamenii cei mai corecți. Că cum să înjur pe unul? Uite, eu, de exemplu, te înjur și îți spun pe nume. Da? Vină odată în emisiune aici, nu știu, vină în locul meu, să vedem cât ești de tare. Vreau să te văd și eu. Vreau să te văd și eu după Turcescu. Da? După 10 minute de reclamă al lui Turcescu, cam tu cât ridici. Așa. Sunt foarte curios. Că sunteți așa de parcă v-ați născut cu toții cu stea în frunte, tată. Da? Faceți parte dintr-un sistem, nu mafiot, retardat, da? Într-un sistem învechit, da? Un sistem care nu mai are nicio legătură cu ziua de astăzi și vă colcăiți acolo în mizeria aia, în mocir la aia și bă, voi sunteți suficienți, mă. Vă convine acest ritm al vieții în fiecare zi, vii cu pantofii aia, suguiați la televizor și te dai mare. Tu ești un nimeni, mă. Da? Ești un nimeni. Atâta timp cât tu n-ai curajul să-i spui în față unul, uite bă, de ce ești un dobitoc? Și să-mi explici, l-ai făcut și pe ăla dobitoc atunci, da? Vino cu niște nume, vino cu niște argumente și explică-ne. Da? Dă-ne niște explicații, că noi suntem mici, da? Noi ne uităm la tine la o distanță extraordinară. Bun, în orice caz, toaleta asta, sigur că atenție mare la toalete. Atenție la toalete, Mihăiță, pentru că nu știu dacă ți-a căzut încă de la gură, așa? Și să mai alunecă, mă, cu pantofii aia. Când te duci la toaletă însoțit, ia-ți niște pantofi de aia de unică folosință, că e mai sigur. Să nu cazi peste WC-urile alea, că după aia trebuie să-ți dăm și numele. Atenție. Și să nu-i dăm și numele ei. Bine? Ok. Așa. Deci, mâine fiind ziua Varanului, dragi telespectatori, o să încercăm să facem o sărbătoare. Probabil că o să vin și cu perle la gât, cu lampioane pe aici, pentru că, într-adevăr, este mega eveniment. Noi care suntem în slujba televiziunii, înțelegeți că televiziunea ar fi în slujba lui Gâdea. Nu, la noi nu-i cazul. Noi suntem încă în slujba televiziunii, pentru noi chiar că este un eveniment. E stăpânul nostru al tuturor. Aia, sigur, la care ne conduce așa cum ne conduce, cum era și Cârmaciu pe timpuri. Dar nu te deziceai de Nicolae Ceaușescu așa dintr-o fărâmă. Da, îl respectai, acel 26 ianuarie, păi tată, mă scoli la 3 dimineața, la 5 și un sfert.
mă bagi într-o capsulă, mă trimiți în cosmos, știu când era născut Neanicu tată. Deci 26 ianuarie a fost pentru noi o dată în care stăteai drepți în fața oglinzii și în fața vremurilor. Așa și cu Varanu. Am ajuns să lucrăm în acest mediu, trebuie să recunoaștem că el este Dumnezeu. Nu ne convine sau nu, o să vedem la dispariția Varanului exact ce se va mai putea face. Deocamdată trăim sub spectrul acestui om, acestui mare om, da, zic că are un spate de taur, da, uriaș om, și sigur că îl vom cinsti așa cum vom putea. Sper să nu avem de dat replici mâine seară, că nu cred că este cazul. Aș începe totuși această emisiune spunând că un prieten de-al nostru, fraților, ne-a trimis acest pește. Dacă vedeți, sunt deja doi. Așadar, nici o zi fără pește. Deci este un pic apropiat, așa. E un pic turtit, să știți, la coadă. Omul mi-a trimis o scrisorică în care mi-a spus că l-a obținut cu extrem de multă grație și foarte multă grijă. Mi l-a trimis într-o cutie dintr-asta bine sonorizată, da? Sunt cumva să facă asta gălăgie pe drum, cu bureți, cu hârtiuțe, cu, știi, cum protejezi niște chilos de damă de cea mai bună calitate când vrei să îi oferi cuiva. Și bineînțeles acest mileu genial, după care omul a fugit, am înțeles, străzi întregi, da? Kilometri, hectare, ca să-l obțină, scrobit, după cum vedeți, l-a spălat omul, spălai pe vremuri pisica aia la grădiniță, care ți-o dădea acasă în weekend și trebuia să o aduci spălată, de fapt ăsta era tâlcul, tu te bucurai că ai primit pisica, uite, a fost cel mai cuminte la grădiniță, de fapt ideea era ca să o aduci spălată pentru luni. Și sigur, părinții o spălau, o băgau în mașina de spălat, hainele așteptau, pentru că pisica trebuia să fie spălată singură, să nu cumva să iasă vreo pată din vreo haină străină și așa mai departe. Știți că am făcut ieri un apel, dacă nu ne-a ieșit cu câinii, măcar să ne iasă cu peștii, dar încă 198 de pești mai încap aici, o să-i spun lui Turcescu, dacă vin toți 190, o să se ducă un pic mai încolo. Da? Și reușim să-i aranjăm, că nu-i nicio problemă, să avem 198 pe lângă acești doi. Ăsta sigur este șeful lor, da? Asta aduce și noi un omagiu ideii de televiziune, sau mai degrabă de televizor. Doi conaționali de-a noștri tocmai au omorât în Italia un bătrân în vârstă de 90 de ani pentru un televizor. L-au ucis. Bătrânul, într-adevăr, trăia într-un alt timp, nu știu ce și închipuia, la 90 de ani nu vedea. Nu vedea venind nimic. E bine, i-au dat în cap ai noștri și au recunoscut apoi fapta. Televizorul a ajuns pe mâinile cui trebuia, adică ale poliției, și ai noștri probabil că se vor uita la televizorul de la pușcărie în continuare. Îi mulțumesc lui Cătălin Tolontan, prietenul nostru, care ne trimite sau îmi trimite o carte totalmente spontan, sigur că apreciem gestul, a lui Nicolas Bouvier, L'usage du monde, în traducere Rostul lumii, jurnalul unei călătorii. Un scriitor și fotograf francez care face o călătorie exotică în anii 50 alături de un amic, pleacă de undeva din Serbia și ajung până în Afganistan, o carte despre care se spune că dacă n-a făcut până acum va face istorie în beletristica literelor francofone. Îi mulțumim lui Cătălin Tolontan care îmi trimite și o scrisoare în care îmi spune că probabil mi se potrivește acest stil de carte. Ok, astăzi, fraților, știți că am fost convocat la CNA după cele 370 de plângeri repertoriate, or mai fi câteva de la ultima mea intervenție, s-au mai fi adunat după evenimentele din ultima perioadă, mai multe, așa, între care, sigur, isprăvile maidaneze, dar și transplantul de rinichi de la Cluj. 370 așa la prima strigare, erau acolo niște nume ca listele de la medicină pe timpuri, lume, nume, întregi, toate plânse, da, cu lacrimi unele dintre ele, altele cu cerneală simpatică, le răsfoiai așa, le tot dădeai alfabetic, toate numele clasice românești erau acolo adunate, fiecare avea în mână, dacă nu un baros, măcar o furculiță să-mi o figă undeva. A fost însă o ședință, cred că am stat vreo oră totuși acolo, extrem de civilizată și
vreau să le mulțumesc membrilor CNA pentru că m-au ascultat. Este un fel de emisiune Lumea lui Banciu la prânz, sigur netelevizată, pentru că drepturile de televizare nu ne aparțin acolo. Trebuia să intrăm cu cerere la CNA, n-am mai făcut și uzajul ăsta. Deci nu este televizată, poate la radio să existe vreo înregistrare. Asta, traducerile astea mot-a-mo, scrise de oamenii lui Obaie pe pagina de media, nu sunt elocvente, da? Deci e foarte greu să redai așa după ureche adevărata conversație acolo. Conversație, înclin să cred, cu toată modestia, de o inteligență remarcabilă, adică am avut ce să discutăm între noi acolo, a fost o companie deosebită, pe care nici măcar Robert Turcescu nu o are cu Andreea Pora și cu Grigore Cartianu, deci asta ca să vă dați seama totuși pe unde ajunsesem. Noi ne-am prezentat, nu fac un mister din asta, ca țăranilor Ebreanu de la 6 dimineața, pentru că așa e firesc când te duci undeva, să te îmbraci în haine de gală, să pleci de dimineața, chit că întâlnirea era prevăzută undeva pentru ora 11, dar noi știm, domnul Oprescu, cum se circulă în capitală. Cred că am venit un pic mai repede decât trenul de la Arad. Au sosit și niște reprezentanți aia bine îmbrăcați. Oleu, cu o gentuță după ei. M-am uitat exact. Aveau niște ciorapi de o mătase pe care doar gâdea și-o poate imagina. Ceasuri, berechet, veneau pentru o televiziune din Arad, dar sigur noi într-un amănunte că nu ne interesează. Fine, am ajuns și noi spre ora 11 la cuvânt și foarte civilizat, membrii CNA mi-au dat ocazia să mă explic. Cred că am făcut-o totuși pe înțelesul tuturor, pledând pentru cauza televiziunii la modul la care o vedem noi, dincolo de termenii ăștia alocați întâmplător, gen pamflet, gen revista presei, pe care nu că îi desconsiderăm, dar pe care poate nu îi mai găsim întotdeauna adecvați, nu îi mai găsim utili. Și atunci, sigur, am încercat să răstălmăcim aceste chestiuni. Vreau să spun așa pentru telespectatori, pentru că sigur că rămâne secret conținutul discuției, poate chiar și rezultatul ei într-o bună măsură, deocamdată nu-l avem. Juriul deliberează probabil câteva zile. Ideea că mi s-a spus la un moment dat președintele CNA, doamna Laura Georgescu, mare fan al emisiunii și pe care o salutăm cu această ocazie, știu că îi datorăm multe, dar nu putem în fiecare zi să vorbim despre asta, faptul că m-a întrebat la un moment dat, dar n-ați putea să nu-i mai spuneți căcărău? Adică era o dorință care probabil ajunsese acolo pe alte căi, nu suntem noi singuri, există uși, am observat, laterale, pe unde mai pot să mai intre niște misive din când în când și, sigur, politicul să aibă acces. Interesată clasa politică, vă dați seama, cred că și dacă în Honolulu mă întâlneam cu un penelist, mi-ar fi spus același lucru. Domnul Banciu, nicio problemă, n-am ce să vă reproșez, sunteți un om extraordinar, dar n-ați putea să nu-i mai spuneți domnule Antonescu căcărău? Și am ajuns la concluzia, am făcut acest pact, sigur, de dragul telespectatorilor, pentru că am încercat să le țin partea, știu că am fost apostrofat în singura zi în care i-am spus Tulceanu lui Căcărău, da, și de câteva ori și Crin Antonescu dintr-o scăpare, da? Și am ajuns totuși la un acord cu doamna Georgescu să-i spunem alu Căcărău. Dom'le, dacă CNA, stați un pic, nu facem pe nebunii, da? CNA, care este instanța supremă, că ne convine sau nu, precum este justiția în cazul lui Gigi Becali, ne roagă acest lucru, noi știm că este o rugăminte până la urmă imperioasă, vom încerca, sigur, să-i spunem alu Căcărău, numai doamna Georgescu, din lipsă de timp, emisiunea asta trece așa de repede ca fulgerul, ați văzut și Robert Turcescu ce repede mi-a calculat câte ore stau în total pe săptămână, trecând așa de repede, cred că nu o să am timp să-i spun alu Căcărău tot timpul și atunci voi spune tot Căcărău sau chiar Căcă. Știți? Pentru că s-ar putea ca la un moment dat să mă ia, da? Ați văzut cum se întâmplă la emisiune. Sigur, am mai primit și alte sfaturi, niște rugăminți pe care voi încerca să le aplic, pentru că sunt suficiente lucruri de ameliorat, mai ales că am intrat în sezonul 3, de exemplu, iată, ne-am manelizat exact cât să facem diferența, doamnă, între jurnalism și manelism, da? Era extrem de important. Bun, astăzi ne-am întors la lămâie, tocmai pentru că mâine este ziua Varanului și
încercăm și noi să mai apărăm decenți. E o greață dintre asta care ne cuprinde și atunci am recurs iarăși la lămâie. Mititei nu sunt buni când ai o jenă dintre asta pe trahe extraordinară, dar să știți că pe undeva e bine să avem această diferență, pentru că, iată, corifeii s-au întors. Am avut și o discuție pe tema asta astăzi la CNA, apropo de întoarcerea marelui Robert Turcescu, scurtă, sigur, nu, conținutul ei nu este public, dar când te întorci și ai 10 ani de prime time, e normal. Și acum vorbesc foarte serios, nu sunt malicios, nici măcar cât a fost meme stoică astăzi la conferința lui de presă. Deci, trebuie să faci diferența între jurnalism și manelism. Adică, până la un anumit punct, fraților, da? Până când prime time-ul se intersectează cu publicitatea. Da? Robert Turcescu a reușit ieri performanța uluitoare, sau, mă rog, publicitatea a reușit performanța uluitoare de a-l învinge pe Robert Turcescu pe ultimul sfert de oră. Deci publicitatea emisiunii lui a fost mai vizionată de telespectatori decât emisiunea însăși. Este fabulos. Este ca și în călătoria lui Tolontan până în Afganistan. Da? Când călătoria, planul călătoriei este evident mai interesant decât călătoria însăși. Să știți că niciodată, fraților și stimați membrii CNA, niciodată dacă veți realiza o călătorie oriunde în lume, și la Gălăuțași sau în drumul Taberei, dacă în sine călătoria depășește proiectul ei, atunci ați dat-o în bară. Dar întotdeauna trebuie planul, imaginația, numai gândul că să bată până la urmă posaca realitate, că pot să mă duc în Bali sau la Jakarta, sau la Guayaquil. Dacă sunt mai impresionat de ceea ce găsesc acolo decât de planurile pe care mi le-am făcut, înseamnă că undeva scârțâie ceva. Dacă cam asta ar fi ideea, și atunci, fraților, așa am găsit și eu finalul emisiunii de ieri. Cum e, bă, să te facă totuși publicitatea? Adică pe publicitate să fie mai mulți telespectatori decât la tine. Să ai și tu, să-i dai publicității 7-8 minute la final, și aia să te bată pe tine, care ai venit după două luni de concediu, se presupune în cea mai mare formă, da? Pregătit, da? Cu toate ideile în cap, bine rânduite, dacă nici asta n-a fost odihnă. Și totuși, e adevărat că să vină Cartianul cu degetul ăla mâncat de vulpe, sau nu știu cine l-a atacase exact. Sper să nu fi fost un maidanez. Dar Andreea Pora, care deja se uzase că venise la 40-50 de emisiuni în lipsa lui Turcescu, n-a beneficiat, e adevărat, de suportul ăsta din linia a doua. Ce să face dacă mijlocașii nu cărau suficient mingile? Bun. Deci asta a fost, apropo de intervenția de la CNA, desfășurată în uralele asistenței. Erau câțiva jurnaliști care de mâine o să înceapă să mă pune grească. Dar n-a avut niciunul curajul să mă întrebe nimic acolo. În discursul pe care l-am avut, nu mi-a pus nicio întrebare. Râdeau însă la toate glumele, de mâine mă vor reataca în ziare, vor scrie despre mine de ca și cum aș fi ultimul mediocru al televiziunilor din România. Deși, din ce am văzut eu astăzi, am cam impresionat un pic pe băieții aia din presă, care nu știu nici să vorbească, nici să scrie, nici să se prezinte, nici să dea bună ziua, nimic. Da? E, un pic așa se uitau cam ca la felul 15. Cam cum s-a uitat Mihaela Rădulescu când a ajuns prima oară la Monaco. Nu știa exact încotro să se uite. A tras atenția cineva. Da? În fine, știe ea mai bine decât noi ce s-a întâmplat. Ok. Acestea fiind spuse, fraților, suntem în grafic. Să trecem la concret. Avem astăzi o problemă cu Maria Grappini. Ea n-a fost în ședința CNA. Mi-ar fi plăcut să o întâlnesc. Am avut câteva ocazii atunci la început, când știți că dădea lecții. Practic, corecta teze în timp ce prelua segmentul privat-public, da, avea niște termeni acolo cu mediul privat, făcea un efort colosal să vină la stat, era pe undeva, sigur, și ea favorita Varanului, fiind în Partidul Conservator. Actualmente încă, dar pentru puțină vreme probabil, ministrul delegat pentru turism și IMM-uri, este amenințată pur și simplu cu remanierea de Victor Ponta. Este o știre, întrucât ni s-a spus atunci că doamna Grappini este sumumul, da, tuturor încercărilor și ideilor de plasare a unei persoane, nu era încă o personalitate, avea să devină, în această funcție. Că, domnilor, gata, a terminat cu
habarniștii de la turism, cu ăștia care au îngropat IMM-uri, uitați, v-am adus o doamnă, într-adevăr nu foarte plăcută la prima vedere, dar da, un fel de Christine Lagarde, așa. Adică, bă, tată, nu comentai. Importantă era capacitatea acolo sau creierul, poziția creierului, vorba lui Mădălin Voicu, astăzi când l-a atacat pe Vaslui anul ăla cu filmul. Uite, chiar e bună chestiunea asta cu filmul. Deși mi s-a spus de la CNA să nu le mai combin, să nu mai trec de la una la alta. Florine, asta e. Știu că până la urmă nu o să te mai uiți la emisiuni, dar n-avem ce să facem. A spus CNA-ul că nu mai ține asta cu să intrăm dintr-una într-alta. L-am explicat membrilor CNA că l-aveam și eu pe Florin Piersic lângă mine în fiecare seară. Lui așa îi place. Și am încercat și eu să îmi satisfac prietenul și să trec de la una la alta din zbor, așa. Florin Piersic asta a făcut toată viața lui cu dibăcia pe care eu cunoaștem și să regăsea oarecum în această emisiune, tocmai pentru că să săream de la una la alta. Lui asta îi place, nu să fie o cursivitate, să ducă trenul pe aceea șină. Știți că el mai deraia din când în când, mai venea Sobicec, mai facea, nu se ducea niciodată drept. Da? Avea dealuri, avea niște femei de întâlnit pe undeva, le-a și întâlnit de altfel pe la urmă pe toate. Și, deci nu mai putem să facem chestiunea asta așa încât nu mai pot să deraiez foarte tare, dar pun un punct sau un punct și virgulă și vreau să vă spun că uite, un argument foarte bun mi-a venit târziu, însă n-am putut să-l prezint astăzi, recunosc, la CNA, apropo de acest limbaj vulgar, de această emisiune nedemnă pentru esteți. Am pierdut toți intelectualii României pentru că n-am știut să vorbim frumos și așa mai departe. N-am fost politicoși, în fine, dar chestiuni pe care nu le contest. Da? Ele sunt discutabile și fiecare are modul lui de a gândi și de a privi. Eu mi-am asumat aceste chestiuni, nemai putem să suport în România toată mizeria asta care ne înconjoară și în fața căreia trebuie să stăm drepți și eventual cu decorația de la Ion Iliescu în piept. Și atunci mi-am asumat acest limbaj, ticăloșit, nu mai trebuie să zic. Ei bine, dragi telespectatori și stimați membrii CNA, asta este, mă adresez CNA-ului până la sfârșitul emisiunii, ideea este că în filmele românești premiate, răspremiate, care chipurile fac onoare, duc onoare, să țineți minte de Mungiu, fraților, cum s-a plimbat, am fost invidios nu pe premiile lui Mungiu, nu pe gagicile lui Mungiu, nu pe modul în care dădea interviuri Mungiu, ci pe șampaniile pe care stewardesele le-au destupat pentru fusele orare pe care le-a străbătut, sute, mii, după ce a luat Palme d'Or la Cannes. Da, deci Mungiu n-a mai făcut altceva decât să urca într-un avion și cobora. Astăzi era la New Delhi, mâine era la Londra, poi mâine era la Berlin, după aia era la Melbourne, apoi la Chicago, Buenos Aires, Nairobi, Jakarta. Uite așa s-a plimbat săptămâni, luni în șir, Mungiu. Numai avioane, a fost să ce era în capul omului ăla. Și mai știa că e noapte, că e zi. Mai țipea și el un pic să treze, era alt fusul. Poc, mai destupa o șampanie. Asta da viață, frate. E bine, ca să revin, nu mi-am uitat ideea, toate filmele acestea, incluzând aici poziția copilului, au un limbaj într-adevăr ultra complicat, ultra dificil. Un limbaj grețos chiar, plin de invective, da? Și am constatat asta din zorile 1990, cu Balanța, de exemplu, care a început să înjure, toate începeau cu o scenă de aia feroce de sex, pe care nu aștepta nimeni, nu de asta mă duceam la film, să văd sex în prima secundă. Toate filmele românești începeau așa, da, și o horcăială de asta, nu puteai, chiar și cele mai blânde femei trăgeau cu o înjurătură ordinară în filme. Ei, vedeți, fraților, până la urmă însă, aceste filme au fost premiate și apreciate chiar și de critici, chiar și de telespectatori, chiar și de spectatori prin săli, pentru sinceritate, pentru acuratețe, pentru faptul că, dincolo de acest limbaj, într-adevăr, grețos, nu cred că asta aprecia cineva, faptul că ele reușeau să treacă în sfârșit în realitate. Adică mi-arăta avortul direct, mi-arăta violul direct, țineți minte, în Valea Jiului, în Balanța, se vede bine violul acolo, noroiul ăla, da? Deci toate, ăsta cu avorturile am început să nu mă mai uit. Asta e. Dar fiecare cu alegerea lui. Am văzut și eu câteva. Crucea de piatră, patul, Procu, sau cum să numeau toate alea. Grețoase, mă! Toate frumusețile cinematografiei românești. Toți grei, de la Dinică, la Ștefan Iordache, adevărații actori, au jucat în aceste ultramizerii, da? Pe acest ton grotesc, da, deci înjurând, nefăcând altceva decât înjurând.
Mare Ada Condescu, foarte bună actriță, extraordinar de frumoasă. A jucat în niște tâmpenii, Dumnezeule, am mai povestit de-mi venea mie să intru în televizor să o salvez de acolo. E lamentabil ăla cu pușcăria și cu când îmi vine să fluier. Alea sunt filme. Și uitați că totuși au fost premiate peste tot. Că noi suntem într-o inferioritate extraordinară aici. Au fost premiate la Cannes, au fost premiate la Veneția, au fost premiate la Berlin, au fost premiate peste tot. Da, în America de Sud, pe unde s-au dus? Mungiu era star în India. L-au primit aia pe elefant, se ducea. Dumnezeu a fost. I-au pus cobra în jurul gâtului. Da, în patria filmului, da. Bă, în India ești primit așa. Că nici aia nu știu film, atunci cine? Așa. Pentru ce? Filmele astea nu pot fi reprivite, fraților. Dacă te uiți la unul, meriți felicitări, cap-coadă. Cum poți să te uiți la așa ceva? În primul rând că dacă ai televizor acasă, și vrei să te uiți la un film de ăsta, că HBO a mai dat din ele, poate și alte canale. Trebuie să dai telecomanda la 100. Nu se poate auzi nimic, n-au sonor, n-au absolut nimic. Stau la masă, nu vorbesc nimic, nici când mai câte un jurător. Uitați-vă totuși, stimați membrii CNA, că aceste filme au fost premiate. Oare de ce? Acum vă spun ceva. Dacă pe vremea lui Ceaușescu se făcea așa ceva, bun, presupunând că Neanicu ar fi admis, ceea ce... să zicem că intra Neanicu în comă, cum s-a întâmplat cu Ariel Sharon, da? Și stătea Neanicu în comă un deceniu. Și hai să zicem că lumea se mai organiza, văzând că nu se mai trezește tovarășul, și începeau să se facă niște filme. Să zicem, s-ar fi acceptat. După vremea respectivă, nimeni nu agrea așa ceva. Cred că și dacă ne-am fi dus cu ele în, pe lacul Tanganyika, nu primeam niciun premiu. Da? Deci nu exista așa ceva. Sau pe Titicaca, de fapt, vreau să spun un Tanganyika. Pe Titicaca, unde s-a plimbat cu vâs la Alexandru Mironov. Da? Acolo. Nu primeam. Astăzi însă, cu această lume deschisă, când nu mai există cinematografie, da? Dați-vă ce filme se făceau într-o vreme și la ce ne uităm noi astăzi. Societatea este putredă. Cinematografia n-a făcut altceva decât să o ia pe urmele societății. Cu cât ești mai marginal, cu cât ești mai deosebit, cu cât ești mai ciudat, cu atât filmul tău, el nu trebuie să spună o poveste frumoasă, cum își dorea Gheorghe Dinică, dar n-a mai avut parte. A jucat niște telenovele pe final și asta a fost. N-a avut parte săracul, că știu că n-a spus niciodată de un film care să spună, poate ăla, cum se numea ăla de la o făcut francezii, nu mai vine în minte. Da, un singur film avusese pe final în care cât de cât avea o poveste de spus. Da? Atât, în rest nu fusese niciunul. Toată viața lui a jucat numai rolurile alea de scroc, de bandit, n-a avut niciodată un personaj pe care să-l lucreze un pic, căruia să-i dea o tentă așa, să-i dea o identitate. Nu s-a putut. Asta este. Așa că, iată, se premiază tot de meditat. Da? Nu dăm cu parul, de meditat. Iată că pe undeva se apreciază tocmai această ieșire din tipare. Tocmai această evadare completă din prezent, fără să-i găsim un nume. Nu cred că aceste filme pot să fie încadrate undeva. Da? Nu pot fi încadrate. Niște violuri în repetiție, niște avorturi, niște chinuri, niște înjurături, nu se pot încadra la nivelul cinematografiei universale. Și totuși sunt apreciate de oamenii care numai filme văd. Nu sunt descărcătorii aia de pe laptop. Sunt oameni care se uită la filme toată ziua. Au apreciat aceste chestiuni. Suntem dezarmați, desigur. Poate că noi am fi vrut să nu le aprecieze, pentru că nu le înțelegem. Dar pentru că ei le-au apreciat, trebuie să le dăm, în urmă, această șansă. Filmele astea există, iată, sunt vândute, da? Probabil că lumea se duce la cinematograf în țări care nu au auzit despre România. Așa că pe undeva, chiar și această vulgaritate, această obscenitate voită, am încercat să mă fac astăzi înțeles la CNA, da? Această exagerare a cuvântului pentru a mișca un pic societatea românească, pentru a-i da un imbol, pentru că dacă suntem cuminți, lui Pleșu nu i-a ieșit. S-a retras și din politică la un moment dat, vorbind foarte frumos, scriind foarte frumos, căznit, dar frumos, da, așezând pe hârtie și așa mai departe, toți intelectualii României n-au reușit, din păcate, asta este adevărul, să mute ceva în această societate. Tot impostorii sunt la putere, n-au ajuns ei. Că ajungeau ei, ne-am fi înclinat și eu eram primul, să știți, care mă duceam și le mulțumeam, fraților, că ne-ați scăpat. Eu așa am crezut. În decembrie 1989, că dacă moare Neanicu, o să vină intelectualii, o să vină scriitorii, da? O să vină poeții, o să fie o țară după merite, după capacitate,
da? După valoare. Va fi o competiție în sfârșit. Nu aia că nu te plăcea ăla sau că nu erai tuns, nu mai intrai la matematică. De alea ne săturasem un pic. Da? Nu aveai ciorap de culoarea pielii sau te văzuse directorul pe stradă lângă un negru la medicină și nu mai intrai la ora lui. Așa era la noi în comunism. Nu mai ține lumea minte, eu țin minte. Da? Și așa și se termina școala, nimeni nu te băga în seamă. Singura situație, singura soluție era să fii oprimat. Cu cât erai mai tare oprimat, cu cât ți se dădea mai tare în cap, cu atât erai mai sigur. După aia în agricultură, ăsta era discursul tovarășului Ceaușescu. Eu am crezut că vor veni intelectualii, n-au venit. A venit Ion Iliescu, a venit gașca lui, avem acum PSD-ul ăsta pe care tăticul nostru al tuturor, sârbul ăsta, Ilie Sârbu, ne spune și astăzi. Este singurul partid, asta cinic ne-o spune, este singurul partid care poate să candideze România singur când vrea el. Și dacă vrea PSD-ul mâine alegeri, de mâine suntem PSD-iști. Dacă PSD-ul ne păsuiește cu o lună, de luna viitoare suntem PSD-iști. Deci ei ne iau la mână, ce rușine. Da? După 23 de ani PSD-ul ne are la mână, la degetul mic, când vrea el. Asta este România, așa s-a mers. Băi, o rușine, o înfrângere, tată. Sigur că printre înfrânți mă număr și eu. Da? Sunt în coloana aia cu oameni care merg cu lanțul la picioare, cu capetele plecate, în convoiul ăla. Țineți minte faimosul film Convoiul? Deci ca Anestin ăla. Genial. Da? Un film genial. În stupiditatea lui nu se întâmpla nimic. Era tensiunea aia palpabilă tot filmul. La sfârșit evadează, aia nu se întâmplă nimic. Era o rușine de film. Da? Avea tensiunea enormă și când îl vedea 15 oară. Da, deci în coloana aia ne aflăm cu toții, n-am reușit să facem nimic. Unii s-au predat, au plecat în străinătate și au văzut de ale lor. Da, n-am schimbat nimic. Ce-a schimbat Hurezeanu, care ne vorbește de Berlin, ne vorbește de Angela Merkel, ne vorbește de CDU, ne vorbește tot ce se întâmplă peste tot, de cum învârne. Ce-a schimbat Mircea Dinescu finalmente, afară de faptul că s-a apucat de gătit, da, și a vândut un vin prost, drept un vin bun, așa? Ce a schimbat el cu discursul lui, cu păpușoii lui, cu pepenii lui, cu uleiul lui de la Slobozia? Finalmente nu mare lucru, să știți. S-a adus și gustul pentru poezie. Sunt niște mari învinși aceștia. Acum n-am pretenția că, domnule, am venit eu și... Chestiunea asta o știu din vremea când am făcut armata. Mi s-a spus de acolo și am reținut. N-aveți nicio șansă să ne schimbați pe noi. Ne-au spus aia. Vreți democrație? Hai, las că vă arătăm noi. Am dat seama de atunci că nu se poate. Dar măcar să încercăm. Da, măcar dacă tot am ajuns în această situație, cu gâdea care deja nu ne mai înghite, ceea ce e remarcabil, da? am ajuns să-i stăm în gât tovarășului Gâdea. Băi, e ceva, mă. Cum suna, mă, pe vremea lui Ceaușescu să te cheme Gâdea? Păi erai Dumnezeu, mă, cu numele ăsta. Erai Dumnezeu cu Gâdea. Acum nici nu mai își dă seama lumea ce nume minunat era pe timpul ăla. Astăzi parcă, mă, ești Gâdea, Varan, ești nu știu cum. Nu mai e așa, se diluează termenul. Pe vremea aia era colosal. Era un nume muncitoresc. Gâdea, erai promovat, erai extraordinar. Deci, măcar asta să facem. Da, să deranjăm, să stăm în gât, să... ce-ai putea, mă, să trăiești, să te mulțumești cu situația asta pe care o avem în fiecare seară? Să mă duc 2 luni în concediu. Nu-mi trebuiau, mă, 2 luni de concediu. Stai liniștit. Nu-mi trebuiau. Am făcut și eu mișto de 2 luni. Nu-mi trebuiau. Niciun realizator de programe din Europa, fie că și-a realizat și a reziliat contractul, fie că și l-a renegociat, fie că are invitați pe Pora și pe Cartianu sau nu, nu stă 7 săptămâni în concediu, da? Nu e, mă. Deci nu e, da? Am fost în Europa și știu programele de televiziune, nimeni, da? Când se începe luna septembrie, Roberte, așa îți spuneau colegii la un moment dat la radio, când începe luna septembrie, ești aici, tăticule. Da? Asta vreau să spun. Bă, contează că ai 10 ani de prime time. Așa e civilizat. Nici când începe școala, nu te duci pe 23. Te duci la începutul lunii. Sau la mijlocul lunii, când începe ea. Dar nu te duci pe 23. Adică și septembrie e o lună. De... Nu, tată, asta nu se face. Deci așa, ca să știi la obraz, la obraz. Nu se face. Vii, te apuci de treabă, sigur, după aia iarăși pleci, ai 3 zile, de fapt 4. De joi seara de la ora 11 și până luni seara la 9:30, sunt practic 4 zile, da? Ai mintea odihnită, mă, la 4 zile. Nu-mi compara tu ora ta jumătate în care ai 5 invitați cu ora mea, că nu e același lucru, tăticule, nu e același lucru. Și vezi de publicitatea aia de pe final, tată, e nasolă.
Sol, tată, să 10 ani în prime time să te facă publicitatea la B1, tată, nu la Sov. Atenție. Bun. Deci cam asta ar fi cu... Plecasem de la Maria Grappini, știu, e absurd, într-adevăr. Maria Grappini, care va pleca. Va pleca, nu știu dacă pentru Elena Udrea este... Sper să fie, doamna Udrea, o veste bună, pentru că știu că m-a dat în cap atunci, că ea era urâtă și noastră erați frumoasă, că era deșteaptă și că noastră erați așa. În fine, v-a dat atunci cât a putut. E, uite că totuși și Maria Grappini și-a dat seama că nu-i chiar așa. Da, într-o țară, când îl ai pe Ponta, de exemplu, și după 8 luni, adică în ceasul al 12-lea, vreau să spun, poți să-ți dai seama că, de fapt, nu e cel mai fericit guvern din lume ăsta pe care l-am avut. Dar avem și niște ziare de răsfoit. De exemplu, Andreea Marin și iubitul turc au sărit cu parașuta. Acum sper că e un joc de cuvinte pentru colegii de la Click. De fapt, ideea era că turcul a sărit cu două parașute. Da? Se și vede, de fapt, nu trebuie să mai adăugăm. A sări cu parașuta, totuși, nu e ok, în vedere că imaginile vorbesc de la sine, erau mai multe. Da? Ce mai avem? Avem în Libertatea tot același lucru. Bănică Junior a dus-o pe Lavinia la sex, sexul fiind totuși o seară de teatru, deci n-a fost un sex de ăsta la toaletă, ci la teatru. Ok. În evenimentul zilei, două știri tari pe prima pagină, Ponta ar fi cerut de dragul cinstei, să-l apere pe Dragnea la DNA, a fost respinsă cererea, absolut nefondată, au zis cei de la DNA, n-are nevoie, bineînțeles, domnul Dragnea, de apărarea nimănui. Așa, și aici vedeți Cosmin Gușă a pierdut controlul la Realitatea TV, toată pagina a treia este dedicată lui Cosmin Gușă. Gușă tras pe tușă, postul nu va dispărea, spune Gheorghe Pipera, avocat. Acum, dacă ăsta e avocat în stilul lui Gigi, cred că va dispărea. Până la finalul acestui an vom asista însă la falimentul Realitatea Media, se comentează aici. 48% din creanțele Realitatea sunt controlate de Elan Schwarzenberg. În fine, tot periplul prin tribunale, o istorie fără de sfârșit pentru mize foarte, foarte mici. Erau doar niște orgolii și nimic mai mult. N-am putut, Mădălina, ieri, ți-am și spus că practic ești singurul nostru sprijin. Mi-a trimis Mădălina Pușcalău via niște prieteni de-a ei ziare, tată. Nu avem nimic împotrivă dacă telespectatorii trimit Mădălinei Pușcalău presa. Ea ne va trimite, bineînțeles, la rândul aceste ziare către, cu destinația ora 23. Angela Merkel în Die Welt, Freitag. Asta tu îi atrag atenția lui Meme Stoica, nu se spune Nürfir. A, Stoica, îl știți, de altfel, la intelectualul presei sportive, care este și jurnalist, și al mediului sportiv din România, nu se spune Nürfir, se spune 04 sau Nullfir. În limba germană, mata, n-ai făcut la școală, dar uite, îți reamintesc eu. În germană, 0, că tu așa ești, 0, se spune Null, nu Nür. Ok, deci mi-a adus aminte Die Welt, că dacă nu te băgam în seamă, stai liniștit. Avem și Nepsobotșag, mi s-a spus. Geo Saizescu s-a mutat pe alt tărâm, iată-l, a murit în timpul emisiunii de ieri, le-am transmis și celor de la CNA acest lucru. Am impresia că nu știau, dar nu e nicio problemă, noi suntem informat o emisiune de informație. Făclia, ziar independent de Cluj, nici nu vi-l mai arăt că timpul nu ne mai așteaptă. Așa. Ăsta-i, mă, Nepsobotșagul. Sobotșag. Am dat întâi de Sobotșag. Asta trebuie să le arătăm. Monitorul de Cluj. Sobotșag. Știți ce e interesant? Cam așa fac ungurii presă și în ziua de astăzi. Așa arată ziarele. De zici că e tribuna Sibiului din 1984. Ei bine, aici vreau să vă arăt popricaradio.ro. A? Uitați-vă puțin Fülöcsip. Și arată un ardei iute. Astea, ăștia sunt ei, mă. Deci, pe oriunde, știți că m-ai făcut toată. Când am vorbit despre Ungaria, Franz Liszt, da? Și acest ardei iute, cam ăștia sunt ei. Deci ei duc chestia asta cu boia și paprika peste tot în lume. Aș vrea să vă citesc totuși un titlu din acest Sobotșag. Ziar românesc, atenție, nu apare în Ungaria, în România, dar este ziarul etnicilor maghiari. Elu ta șirta Europa Bizutșag,
A kiszebeseg partneri ajánlatot. Kelemen Hunor remedeszezett elnök, szerint politikai döntést hőzött az EU. EU fiind Uniunea Europeană, asta știu și eu. Și niște baloane băgate nu sunt colorate, la ei n-a ajuns încă presa color. N-a ajuns nici culoarea. Dacă mai rămânea Tolontan un pic în Transilvania atunci, în anii de grație 2000, cred că reușea să-i facă și pe ei să pună o poză color, dar din păcate s-a întors la București și presa de acolo a murit. Pauză de publicitate și ne întoarcem. Suntem înconjurați de frumusețe. O vedem în clipe neuitate, în clipe de bucurie. O exprimăm prin artă, prin precizie, prin perfecțiunea incredibilă. Frumusețea este elegantă. Huawei Ascend P6. Capturează frumusețea din jur cu smartphone-ul tău incredibil de subțire și elegant. La Vodafone ai noul Huawei Ascend P6 la 1 euro cu abonamentul Red 45. Huawei. Să trăiți! Aseară vecinii mei au ascultat muzica până la 3 dimineața. Așa că m-am decis și eu astăzi să-mi cumpăr în sfârșit o bormașină. Nu trebuie să fie nouă, să o bagi în priză și să meargă. Dacă aveți o bormașină care nu vă mai trebuie, puneți un anunț de vânzare pe mercador.ro. Intru și mi-au de acolo. Pune anunț pe Mercador și găsești cumpărător. E gratuit și poți să vinzi orice. Alb, sec, unctuos, cu buchet floral, ușor vanilat. Chardonnay, Domeniile Sâmburești. Un vin care înțelege femeile. Îmi place ca apa pe care o beau să aibă un gust desăvârșit. Dar îmi place și să economisesc. Tehnologia de filtrare Brita transformă apa de la robinet, reducând clorul și impuritățile. Este atât de ușor și costă atât de puțin. Brita contribuie și la reducerea deșeurilor din plastic. Vrem să facem lumea un pic mai bună. Brita. My water. My life. Poxipol. 10 minute întotdeauna salvatoare. Se repară cu Poxipol. Sunt educatoare. Îmi place să lucrez cu cei mici și nu pot lăsa nimic să-mi distragă atenția. De aceea, de când port proteză dentară, am devenit mai atentă la ce mănânc. Mi-era teamă că fragmente alimentare vor pătrunde sub proteză. Crema adezivă Corega fixează proteza dentară și împiedică pătrunderea fragmentelor alimentare sub aceasta. Datorită cremei adezive Corega, pot să mănânc ce vreau și pot să fac ce-mi place. Uite, tati, ce înseamnă asta? Că mami acasă și ne așteaptă cu fragetul. Mie una în acestizat încredere. Din grijă pentru copiii noștri, prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragetul, cu încredere pentru viitor. Descoperă o experiență a dușului complet nouă. Fa Shower & Lotion. Prima cremă de duș de la Fa cu loțiune de corp. Pentru o senzație incredibilă de catifelare imediat după duș. Nou, Fa Shower & Lotion. Simte-te fantastic! Fiecare zi începe cu aceeași întrebare. Ce voi purta astăzi? Cu alte cuvinte, cine voi fi astăzi? Fiecare alegere îți definește personalitatea, felul în care te simți, statutul social. Schimbă cine ești și lumea din jurul tău. Poți să fii sofisticat, nostalgic sau să nu-ți pese deloc de ceea ce porți. Tu, cine vei fi astăzi? Everyday is a fashion day. Descoperă branduri 100% originale cu până la 70% discount în fiecare zi pe fashiondays.ro. Haide, fii te rog! Mami, fii cu mine, trebuie să te mai invită la mătușa. Povestea a început când mama a observat cât de mult îi place Anei să asculte pianul vecinului. Atunci a înțeles că fetița avea o chemare pentru muzică și deși aveau și alte cheltuieli, s-a hotărât să facă ceva și a dat un telefon. Într-o zi, când s-a întors acasă, mama și-a dat seama că dorința ei de a călători se poate îndeplini. Mami?
și tu poți face dintr-o oportunitate o poveste frumoasă, cu un împrumut simplu la momentul potrivit. Sună echipa Provident la 021-275-7575 sau trimite SMS la 1805 și te sunăm noi. Provident, când este important pentru tine. Let's go! Lexus IS hibrid integral, control în forma perfectă. Aspacardio Mix Omega 3 plus Q10 îți dă energie să trăiești așa cum vrei prin coenzima Q10, iar prin Omega 3 îți protejează în timp vasele de sânge ca să retrăiești așa cum vrei. Trăiește-ți viața de două ori cu Aspacardio Mix Omega 3 plus Q10. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Jambon, sarmale. Când mâncarea îți pică greu, încearcă Fiobilin. Cu Fiobilin mănânci bine, te simți bine. Fiobilin, pune bila leneșă la lucru. Sunt pompier de o viață și zilnic oamenii depind de ajutorul meu. Dar uneori și eu am probleme din cauza durerilor articulare, musculare sau a inflamațiilor. Însă folosesc cu încredere Diclac Gel, care combate eficient durerea și reduce inflamația. Deoarece Diclac Gel eliberează cea mai puternică concentrație de substanță activă direct la locul dureros. Diclac Gel, mai puternic decât durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Fraților, ne întoarcem la gesturi. În campania electorală erau utile și țin minte că le-am mai prezentat odată. Sunt chiar și gesturile lui Nicolas Sarkozy în momentul în care a aflat că a fost învins. La el a durat mai mult de o noapte. De către François Hollande, Mihai Gâdea, s-ar putea, dar n-am avut timp să le răsfoiesc până la capăt. Dicționarul ilustrat al gesturilor este ediția a doua revizuită, foarte importantă ziua de astăzi, pentru că vedeți gestica realizează până la urmă chiar mai mult decât cuvintele. 1000 de gesturi ale vieții cotidiene sunt explicate aici, la prețul de 49,9 lei. Simplu, cu un SMS cu majusculă, litera trebuie scrisă în SMS, la 1800. Tarif normal, veți intra în posesia acestui volum al lui Joseph Messinger, așa. După ce comandați, livrarea se face prin poștă sau curier, plata ramburs la primirea coletului. Suntem înconjurați de cei doi pești, ăștia nu ne vor trăda. Să știți că peștele e ca și cartea, nu trădează niciodată. Însă mâine vom avea o zi complicată, da? Este ziua în care va trebui să fim în sfârșit la înălțime, gata cu războiul fratricid, cu la revedere. Mâine suntem față în față cu Varanul, da? Este o dată la care n-avem cum să... Da? Vom fi în stradă, vom fi aici, vom fi peste tot, va trebui să omagiem conducătorul suprem. Încheiem totuși cu cuvântul celui care deocamdată contează mai mult decât noi. Pe mâine seară. Să veniți în locul acesta pentru a deschide o carte veche, neagră, demodată pentru mulți. Pentru că acolo este cuvântul lui Dumnezeu.